Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și astăzi vom vorbi despre înmulțirea numerelor reale. În primul rând, vom afla regula prin care putem înmulți două numere reale de forma n radical din A și m radical din B cu n și m numere raționale, A și B numere raționale pozitive. Așadar, n radical din A ori m radical din B este egal cu n ori m radical din a ori b. Înmulțim numerele din fața radicalului și numerele aflate sub radical. Pentru a aplica această regulă, vom rezolva împreună trei exerciții. În coloana A aveți de efectuat trei calcule, cărora le va corespunde un singur rezultat corect din coloana B. Ceea ce trebuie noi să facem este să calculăm și să facem aceste asocieri. Primul exercițiu, 3 radical din 3 ori 5 radical din 3. 3 ori 5, 15, radical din 3 ori radical din 3 înseamnă radical din 9, minus 5 radical din 4. Însă radical din 9 este 3, deci va fi 15 ori 3, 45, minus 5 ori 2, 10. Rezultatul este 35, adică răspunsul corect este E. În cazul exercițiului 2, avem 3 radical din 27 ori 2 radical din 2, adică 6 radical din 27 ori 2, 54, minus 2 radical din 8 ori 5 radical din 3, 10 radical din 24. Acum trebuie să scoatem factorii de sub radical. Vom obține așadar 6 ori radical din 54 este egal cu 3 radical din 6 minus 10 ori 2 radical din 6. Așadar, 18 radical din 6 minus 20 radical din 6, adică minus 2 radical din 6. Răspunsul corect este D. Pentru exercițiul 3, procedăm în mod asemănător. Minus 5 ori 2 minus 10 radical din 18 plus 6 radical din 4. Vom obține așadar minus 10 ori 3 radical din 2 plus 6 ori 2, adică minus 30 radical din 2, plus 12. Răspunsul corect este A. Vom rezolva împreună un exercițiu pe care Ana și Maria sunt provocate să îl rezolve și să vedem care dintre ele rezolvă corect. Exercițiul propus este 4 radical din 3 înmulțit cu paranteză, radical din 75 minus 2 radical din 12 minus 5 radical din 2 ori, paranteză, 3 radical din 8 minus 5 radical din 50. Observăm că în primul rând atât Ana cât și Maria scot factorii de sub radical. Radical din 75 este 5 radical din 3, radical din 12 este 2 radical din 3, radical din 8 este 2 radical din 2, radical din 50 este 5 radical din 2, așadar, scoaterea factorilor de sub radical o rezolvă corect atât Ana cât și Maria. Apoi, observăm de asemenea că în paranteză avem termeni de același fel, așadar putem să îi scădem. Și vom obține radical din 3 și respectiv minus 19 radical din 2. Efectuăm înmulțirile și obținem 12, da, 4 ori 3, minus, ori minus plus, 5 ori 19, 95, ori 2, 190. Așadar, Ana a rezolvat corect. Maria nu, pentru că ea a scris că radical din 3 ori radical din 3 este egal cu 3 și radical din 2 ori radical din 2 este egal cu radical din 2, ceea ce este greșit. Deci Maria a greșit, Ana a rezolvat corect. În continuare vom aplica regula de înmulțire a numerelor reale pe geometria unui dreptunghi. În dreptunghi
triunghiul ABCD știm că lățimea este egală cu 5 radical din 6, iar lungimea de 3 ori mai mare. Noi trebuie să determinăm perimetrul și area acestui dreptunghi. Păi dacă lățimea este 5 radical din 6 cm și lungimea este de 3 ori mai mare, vom avea 3 ori 5 radical din 6 cm, adică 15 radical din 6 cm. Perimetrul dreptunghiului va fi așadar egal cu 2 ori lungime plus lățime, adică 2 ori 5 plus 15, 20 radical din 6, adică 40 radical din 6 cm. Iar aria dreptunghiului este egală cu lungimea ori lățimea, adică 5 radical din 6 ori 15 radical din 6. Ceea ce ne va da 5 ori 15, 75, radical din 6 ori radical din 6 înseamnă radical din 36, adică 6. Rezultatul final fiind 6 ori 5, 30, 0 și 3 în minte, 6 ori 7, 42 și cu 3, 45. Așadar, 450 de centimetri pătrați și astfel am aflat aria și perimetrul dreptunghiului dat. Următoarea problemă presupune determinarea distanțelor pe care le parcurg două tiruri, tirul 1 și tirul 2, tirul 1 de la depozitul A la depozitul F și tirul 2 de la depozitul G la depozitul M, știind că fiecare punct intermediar reprezintă alte depozite unde cele două tiruri se opresc. Ceea ce trebuie să determinăm este produsul distanțelor parcurse de cele două tiruri. Vom rezolva problema parțial împreună, urmând ca voi să o rezolvați, să o terminați de rezolvat singuri. De exemplu, vom calcula împreună traseul tirului 2. Observăm că dacă fiecare pătrățel are latura egală cu 1, în figura schițată corespunzătoare traseului tirului 2, ni se formează o serie de triunghiuri dreptunghice în care segmentele GHH și IJJK, KL și LM sunt ipotenuze. Și aceste triunghiuri dreptunghice au o catetă egală cu 1 km, iar cealaltă catetă cu 2 km. Așadar, pentru tirul 2, traseul va fi egal cu 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmente, 6 ori GH. Iar pe GH îl putem afla foarte ușor cu teorema lui Pitagora din triunghiul hașurat. O catetă este 2, una este 1. 4 plus 1, 5. Deci GH este radical din 5. 6 radical din 5 km. În mod asemănător, veți calcula voi traseul tirului 1, iar apoi rezultatele le veți înmulți. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, să ne revedem la celelalte lecții. La revedere!